Singura echipă românească de fotbal care a făcut Europa să tremure se află în fața celui mai greu meci din ultimii 10 ani. 5 milioane de suporteri așteaptă cu sufletul la gură să afle care va fi soarta Stelei după ce finanțatorul ei a fost trimis după gratii. Astăzi seară, Mihai Stoica și Rareș Bogdan stau față în față la Jocuri de Putere, în încercarea de a prognoza viitorul Stelei. De la ora 22:15, în exclusivitate la Jocuri de Putere.